Bun găsit! Sunt Georgiana Șerban și vă prezint știrile Canal Sud. Pe raza municipiului Călăraș se observă frecvent persoane care practică cerșetoria, atât minore cât și adulte, mai ales în zone centrale sau descirculate. Acest fenomen a fost surprins și de o echipă Canal Sud care a intrat în vorbă cu cerșetorii pentru a le afla poveștile de viață. Ce îi păți la picior? De operată de naștere. Picior așa, operat așa, era mic. Uite, mama a murit. Și din asta era mic așa și merge de 40 de așa. De mă doare de umflat, uite, umflat, nu merge de ticiori, uite. Am fost la spital, am pus ticiori putut la spital. Ai muncit vreodată? Nu, dar am fost la biserică, am fost. Am cât mâncare mănânc când am bani. Cum se comportă oamenii cu tine? De la, pe partea la tântă. În general? De la tarat, dar am fost de tarat, uite, de la 12 la 2, aici. Cine v-a adus aici? Dumnezeu! Cu familia dumneavoastră ce s-a întâmplat? Nu, n-am avut. Nu am. Nici părinți, rude? Mama, tata a murit. N-am cază, n-am nimic. Și iarna cum vă adăpostiți? Așa. Nu s-a ocupat nimeni de dumneavoastră? Autoritățile nu s-au sesizat? Nu. Nu. Câte ani aveți? 60. Într-o zi normală, cam ce mâncați? Astăzi ce ați mâncat, de exemplu? O, așa. Nimic. Cam cât fumați pe zi, așa, cu aproximație? Pachetă una și două, atât. Un pachet sau două pe zi, între un pachet și două pachete? Da, de la magazin. Și de banii nu vă puteți cumpăra mâncare? Adică de ce alegeți să fumați dacă nu aveți mâncare? Tatu că n-are bani, mamă. Că n-am bani, uite. Eu n-am alătat pe unde banii. Câte persoane fără adăpost aveți în subordine? La acest moment, în adăpostul de urgență pe timp de noapte, sunt 4 persoane cazate, da, pe o perioadă de 90 de zile, conform regulamentului, și probabil în sezonul rece, vine sezonul rece din noiembrie, da, numărul se va mări. Capacitatea adăpostului de urgență este de 12 locuri. Am putea să le extindem la 16 dacă este necesar și avem o iarnă mai grea. În cadrul adăpostului există o echipă de intervenție care săptămânal, da, umblă pe străzile municipiului, da, pentru identificarea persoanelor fără adăpost și monitorizarea și cazurilor care le-am avut. Că sunt situații în care au revenit în stradă după ce i-am ajutat cu diferite servicii sociale, cantină, cazare și găsirea unui loc de muncă, au revenit în stradă. Bun, vreau să știu dacă ați avut vreo problemă cu dânsii până în prezent. Întotdeauna sunt probleme, indiferent cine este. Persoanele fără adăpost, în general, o persoană nu ajunge pe stradă dacă nu are și altfel de probleme familiale, sociale, de integrare. Eu știu... Avem și, de exemplu, am mai cazat o perioadă și persoane care, cei care au probleme la violență în familie și a trebuit să luăm agresorul din casă și să-l ținem în adăpost. Adică, întotdeauna sunt diferite probleme, noi încercăm să-i sfătuim, că consiliem, cum se zice, da? Și să evităm, eu știu, și externalizarea lui din centru și... Mergem până la capăt, în astea 90 de zile, să-l ajutăm să se integreze, că asta vrem. Reușim, nu reușim? Asta e mai greu de făcut dacă el nu colaborează, că e foarte important colaborarea lui. Bun, ne puteți da niște date de contact pentru oamenii care sunt interesați? Da, deci noi avem un număr de fix acolo, 0242708192, sau se pot adresa direct la adăpostul de urgență pe timp de noapte, pe strada prelungirea Dobrogei 65A, sau pot să sune la direcția de asistență socială la 0242313151 și să ceară relații despre cazarea în adăpostul de urgență pe timp de noapte, mai ales pe perioada iernică. Vine sezonul ăsta rece și nu știm cum este iarna. Și în cât timp se face cazarea de la depunerea dosarului? Noi îl luăm de pe stradă imediat. Echipa de intervenție se ocupă de întocmirea actelor chiar din noaptea respectivă. Deci nu este așteptare. Se poate duce acolo, spune că nu are locuință, îi se face o cerere și după aceea, a doua zi, asistentul social se ocupă de dosarul dumnealui, adică nu și-l face el.
Primăria municipiului Călăraș anunță că, începând cu data de 17 octombrie, pot fi depuse dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire. Începând cu data de 17.10.2022, pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire, da, pe luna octombrie. Iar pentru luna noiembrie, până la data de 20.11, pot depune cereri de ajutor de încălzire. Ce pot să vă spun este că principiul este același ca și anul trecut. Trebuie să îndeplinească condițiile cerute de lege, așa cum se găsesc în formularele pe care le găsesc pe site-urile primăriei, și îi așteptăm pe cei nevoiați să vină să depună aceste documente pentru a beneficia de ajutor de încălzire. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Venitul mediul net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței, fie cu combustibil solid sau petrolieri, energie electrică sau gaze naturale, este între 200 și 1386 de lei de persoană în cazul familiei și între 1280 și 2050 de lei în cazul persoanei singure. Ajutorul de încălzire se oferă pentru? Pentru gaz, pentru combustibil solid, pentru energie electrică la anul trecut, care se îndeplinea, dar foarte puține au îndeplinit pentru că depășeau baremele, dar în speță pentru gaz și combustibil solid suntem pregătiți să-i așteptăm și să-i ajutăm. Anul trecut, dacă stăm să ne gândim, mi se pare că am avut decât 300 de cereri pentru că sistemul a fost așa de amplu și cereau foarte multe. Mi-aduc aminte că era un formular de vreo 14 pagini. Și atunci cred că oamenii au renunțat pentru că nu puteau să depună 14 pagini așa foarte repede să le facă. Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voce Scampii. Actualitate, divertisment, mondan, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. Conform Comisiei de Insolvență la nivel central, suma de 3258 de lei pe lună poate asigura un trai decent unei familii de 2 adulți și 2 copii. Mai mult, oamenii ar putea face și economii din acest venit lunar în viziunea Comisiei. Vă invit să vizionați următorul material pentru a afla părerile călărășenilor despre suma care ar putea asigura un trai decent unei familii. De ce venit este nevoie pentru un călărășan să trăiască decent? Cam vreo 50 de milioane. Ca să trăiască cât de cât. O familie. Aproape de o persoană, nu de o familie. Ce venit aveți nevoie să trăiți decent într-o familie? Păi, cred că 1000 de euro. Cam așa. Cam aveți așa. Copii? Da, doi. Deci împreună cu școală. Da, da. La un copil care l-am, un 5.000, 6.000, cred că... Cu școală, cu tot? Cu tot, da. De ce venit este nevoie pentru o familie să trăiască decent în Călăraș? 5.000 de ron. Bun. De toate. Cam ce sumă ar fi ok pentru un călărășan să trăiască în Călăraș decent? Păi cam ar fi, că cum aș fi eu, dar n-am niciun venit. O sumă așa, un salariu care v-ar ajuta? 200, cum se zice, 20 de milioane. Vechi? Cam și 2 copii. Păi, 500 de lei într-o lună? Într-o lună. Atât aveți nevoie să trăiți decent? Da, eu una mă descurc, cam pensia bună, bunicică. Și fiu, eu zic că da. De ce venit este nevoie pentru un călărășan să trăiască decent la noi în oraș? De familie sau de persoană? De familie. Cred că minim 7.000-8.000 de lei. Cu copii? Cu doi copii. Ce să vă zic, 30-40? Pentru o familie cu doi copii? Privind și școala? Și... Da, da, da. Păi 4.000 măcar. Hai să zic, familia cu doi copii, deci 4 persoane, cred că undeva la 3.000, cel puțin. Cel puțin. Și cel pentru puțin. O persoană individuală?
așa undeva... Să poată pune și niște bani deoparte, să zicem. Bine, cred că m-am exprimat eu greșit. Undeva 4.000 o familie cu doi copii și o persoană singură, 1.800, 2.000. Dar nu sunt suficienți, în orice caz. Mai ales acum cu scumpirile. Cu scumpirile astea, da, nu cred. N-am, da. Nu ne descurcăm cu 2.000 de lei o singură persoană, nu. Pentru o familie, cred că la 700. De lei? Dacă are și copii, se cer foarte multe. Așa noi mai îmbrăcăm. Dar copilul și la școală și îmbrăcări și rechizite. Deci cam asta e, că e tânăr și poate vrea mai mult decât noi în vârstă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți în data de 14 octombrie. Evenimentul va avea loc la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților, începând cu ora 10. Potrivit informațiilor furnizate de către Magdalena Cotelnic, șef serviciu în cadrul instituției, până la această dată la bursă și-au anunțat participarea 17 angajatori. Aceștia oferă posturi vacante în domenii precum confecții textile, sănătate, transporturi, contabilitate și resurse umane. Săptămâna aceasta va avea loc Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți. Când va avea loc mai exact? Da, și unde? Da, este foarte adevărat. Vom avea Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenții promoției 2022. Vom organiza în vineri, începând cu ora 10, la sediul Centrului Regional pentru Formare Profesională a Adulților. Colegii noștri ne asigură de fiecare dată sala și ne sprijină în realizarea acestui eveniment. Până la această dată, noi am făcut o centralizare a tuturor angajatorilor care au confirmat prezența la acest eveniment. Și din statistica noastră, în jur de 17 angajatori până la această dată au confirmat prezența. Cu siguranță locurile de muncă sunt variate, ca și domenii mai generoase sunt, prima este în domeniul confecțiilor textile. Sunt 3 firme care ne-au confirmat că vor fi prezenți alături de noi la această acțiune, cu un număr de 43 de locuri de muncă. Sunt și alte activități, precum șofer contabil, specialist agent de securitate, specialist resurse umane, electrician. Din ce am constatat până acum, am sesizat că sunt foarte multe locuri vacante specifice pe activități. Da? Și pe construcții și pe confecții și avem și 3 posturi de asistent medical generalist, ba chiar 4, că tocmai acum mi-a confirmat o altă clinică din Călăraș și la fel un post pentru asistent medical. Asta este un pic mai pentru cei care au studii, eu știu, pozițială de asistent medical. Pe ospătar, pe manicură, pe pedicură, sudor, electrician, sunt variate. Ideea este că la final, până la momentul acesta, avem un inventar de 167 de posturi. Repet, este luni, este începutul săptămânii. Noi cu siguranță vom reveni cu telefoane și îi vom ține aproape pe agenții economici. Cu siguranță până vineri vor fi mult mai mulți. Ne așteptăm la un eveniment frumos alături de tineri și nu numai. Vom invita chiar și celelalte persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă și sunt dornice să participe și să vadă ce locuri de muncă oferim la acest moment. Până când mai pot confirma angajatorii prezența la această bursă? Angajatorii pot confirma până joi dimineață, când la momentul ăla vom organiza catalogul bursei și avem un inventar real pentru a transmite și noi mai departe raportările către Forul Superior, către Prefectură, către Consiliul Județean. Însă nu este nicio problemă, chiar dacă nu au confirmat, noi îi așteptăm, suntem pregătiți chiar on the spot cu tot ce trebuie.
Acțiunile pentru siguranța comunității din weekendul trecut au avut ca rezultat prinderea în flagrant a 8 persoane, precum și dispunerea a 5 măsuri preventive. În trafic, pentru neregulile rutiere, 25 de conducători auto au rămas fără permis. În perioada 7-9 octombrie, aproximativ 400 de polițiști au acționat la nivelul județului Călăraș pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Au fost organizate 20 de acțiuni punctuale și s-a intervenit la 184 de evenimente sesizate prin 112. Ca urmare a acțiunilor desfășurate, polițiștii au constatat 66 de infracțiuni, 8 persoane au fost prinse în flagrant. Totodată, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 361 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 124.000 de lei. Polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 10 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, au fost reținute 25 de permise de conducere și retrase 9 certificate de înmatriculare. Acestea au fost știrile zilei. Dacă vreți să fiți informați, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și accesați site-ul canalsud.ro. Totodată, dacă veți fi martorii unor situații care pot deveni știri, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0727 869 957. Ne revedem mâine!